Bun venit tuturor la ediția de februarie a proiectului Ferestre Culturale, coordonat la instituția noastră de colaboratorul nostru drag, Ahmed Jaber. De data aceasta, Ahmed vine cu o nouă temă de dezbatere și anume Ierusalim, leagănul religiilor. Va conferenția pentru că invitatul lui și al nostru special și de onoare este ambasadorul Regatului Maroc în România, excelența sa Hassan Abu Ayoub. Să-i mulțumim. Thanks again, Your Excellency. Și prin urmare să-i dăm cuvântul lui Ahmed să ne dea argumentul pentru care ne-a propus această temă de discuție. Încă o dată îți mulțumim, Ahmed. Așa că ai cuvântul. Mulțumim tuturor. Selamat, dragii mei. Noi în echipa noastră ne-am gândit la importanța Ierusalimului ca leagănul civilizațiilor, leagănul religiilor, îmi cer scuze, datorită faptului ce s-a întâmplat în Orientul Mijlociu, evenimentele tragice care le știți de 4-5 luni de zile, ne-am gândit că importanța Ierusalimului pentru lumea întreagă din punct de vedere cultural și spiritual. De ce avem alături pe domnul ambasador al Marocului alături de noi, este foarte simplu, pentru că regele Marocului Mohamed al VI-lea este președintele Comitetului Ierusalim din partea organizația islamică pe care o știe dumneavoastră. Am vrut astăzi să discutăm trei subiecte importante. În primul rând, importanța Ierusalim din punct de vedere spiritual și cultural. Ce legătură are Ierusalim, legătura între Ierusalim și Maroc, legătura Ierusalim cu celor trei religii monoteiste, respectiv creștinism, islam și iudaism, ce legătură are Ierusalim important cu Maroc. De ce am invitat ambasadorul Marocului să vorbească? Pentru că au legături adânce, o să ne spună astăzi, excelența sa, două ambasador al Marocului, care noi ne onorează să ne fie alături. Atâta am vrut să spun pe scurt și noi tot celor trei întrebări care ne-am pus din partea echipa noastră, având și ideile dumneavoastră alături de noi, o să ne spună domnul ambasador al Marocului. Nu înainte de a le da cuvântul oficialităților județene și locale, pentru că au venit în întâmpinarea domnului ambasador, după care domnul ambasador va intra în dialog cu tine, dar și cu invitata cealaltă a noastră și a ta, Laura El-Bochiadi, a venit de la Iași, este specialist, doctor în spațiul islamic. Bine ai venit și tu, Laura! Bine v-am găsit! Mulțumim. Este o onoare și o bucurie să fiu alături de dumneavoastră. Mulțumim, vei avea ocazia să-i adresezi întrebările dintre cele mai avizate domnului ambasador pe această temă, dar la început îl invit pe domnul consilier al domnului primar al municipiului Pitești, Cristi Dumitru, are și o invitație, un mesaj pentru excelența sa. Mr. Councillor of our mayor, he has an invitation, he can understand, you can understand. Excelența voastră, stimați invitație, să-i mulțumim, domnule ambasador, pentru vizita pe care ne face din nou și cu acest prilej vreau să-i mânez din partea primăriei, a domnului primar și a Consiliului Local invitația de a participa la cea de-a 47-a ediție a Sinfoniei Lalelelor. Domnule ambasador, vă așteptăm cu drag și sunt sigur că în continuare veți purta o discuție deosebit de interesantă pe teme de culturalism și religie. Am avut prilejul, oportunitatea de a vizita de două ori Ierusalimul. Înțeleg foarte bine ce înseamnă acest oraș, această capitală culturală a lumii pentru noi toți. V-aș dori să ajungeți cu toții să pășiți pe acele tărâmuri, să vă încărcați de energie pozitivă. Sper să aveți posibilitatea și eu de câte ori voi mai avea posibilitatea, o voi face și de aceea vă spun că va fi o discuție foarte interesantă. Sunt sigur că va merita tot efortul de a vă deplasa și de a-l aștepta pe domnul ambasador. Domnule ambasador, am onoarea, vă mulțumim. Invitation for our Tulips symphony. Yes, in April. You have been, am I told you, ambasador? 21. Yes.
La revedere, mulțumim. Mulțumim, domnul Cristi. Noi n-am tradus, domnule ambasador, ca domnul ambasador înțelege limba română. Înțelege foarte bine. Ne vorbește încă puțin. Ne onorează doi reprezentanți distinși ai culturii județene, dar și naționale, putem spune, domnul director Cristian Cocea, directorul executiv al Direcției pentru Cultură Argeș. Vă rugăm, domnule director, să veniți alături de noi, sau doriți să adresați de acolo un mesaj de întâmpinare domnului ambasador. Vă rugăm. Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a conferenția aici la Pitești. Sunt încântat să vă cunosc și aștept cu nerăbdare să ne împărtășiți ideile dumneavoastră pe această temă atât de interesantă. Mr. Director, cannot wait for your answer on this topic. You can understand. Și abia aștept să văd cum vede un reprezentant al Marocului Ierusalimul și modul în care acolo se împletesc firele celor trei mari religii ale cărții. I want to see how a representative of the Kingdom of Morocco see the significance of Jerusalem, that is the point of the three main important monotheistic religions. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule director. Îl invit pe directorul Muzeului Județean Argeș, domnul Cornel Popescu, la fel să vă adreseze un mesaj. Mr. Cornel Popescu, the director of the County Museum. You know already. Da. Sărbătoarea, bună ziua! Este o onoare și o bucurie pentru mine să fiu alături de dumneavoastră. Vreau să îmi permite să vă adresez sincere mulțumiri pentru invitație, în egală măsură să vă felicit pentru frumoasa inițiativă și pentru eforturile depuse în vederea organizării acestor minunate seri la Centrul Cultural Pitești. We are very happy to have you here and to welcome you for this wonderful evening at Pitești Cultural Center. Este o bucurie și mai mare și aștept cu deosebit interes prelegerea excelenței sale a domnului ambasador. As a historian, I cannot wait for your discussion on this topic. Și iată, lansăm și noi o invitație excelenței sale. Când va veni la Pitești, când va reveni cu mare drag la Pitești, îl așteptăm și la Muzeul Județean Argeș pentru a cunoaște the invitation for your excellency when you will come again to Pitești to visit the Argeș Museum. Exact, pentru a cunoaște istoria Argeșului, un spațiu încărcat de istorie, plin de legende, un spațiu de geneză și de sinteză. In order to know more about the history of Argeș, is a place of legend and synthesis. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte frumos. The opportunity to visit the museum privately. A avut ocazia să viziteze, a venit într-o vizită privată la Muzeul Județean. Ne onorează, însă l-așteptăm peste 4-5 luni, pentru că două dintre obiectivele noastre au fost restaurate pe fonduri europene. We are very honored, but we are waiting for your visit again after 4 or 5 months because two of their main objectives of the museum have been recently restored. Două bijuterii arhitectonice ale Piteștiului și vom organiza și vor fi alte expoziții permanente. We'll organize new and further permanent exhibitions there. Maybe you can contribute with another exhibition regarding Morocco at Argeș Museum. Și sigur, cu ajutorul excelenței sale, poate vom organiza atât la Pitești o expoziție prin care să promovăm Marocul și, de ce nu, în Maroc o expoziție prin care să promovăm Argeșul și Mușcelul. Mulțumesc! So your excellency, maybe we'll promote new exhibition in order to promote Morocco here in Argeș and also to promote Argeș in Morocco, your country. Agree? Agree completely. De acord, complet de acord. Avem aici, înainte de a-i da cuvântul scriitorului și publicistului Nicolae Badiu, care are multe de spus despre Maroc și în cunoștință de cauză, before I ask another writer to talk to you and to say something specifically about Morocco, I want to invite the representative of Pitești University here. Is a teacher for foreign students and we have here three students from your country, from Morocco, Ahmed, Mariam, Adnan, right? Welcome. Doamna profesoară, veniți să ne arătați, să facă și cunoștință domnul ambasador. Avem
alături de dumneavoastră trei studenți din Maroc. El este Adnan din capitală, din Rabat. Adnan from Rabat. Din Hribka. Hribda. Și? Ahmed din Berkan. From? Berkan. Berkan. Da, ei sunt anul acesta la programul pregătitor de limba română. This year they are attending the preparatory year for Romanian language in Pitești University. De exemplu, Mariam va studia anul viitor arhitectura. Mariam will study next year architecture. Adnan va studia business administration. Și Adnan administration. Kinetoterapie. Da, anul acesta vor studia limba română, după care vor continua studiile în România. After they attend the preparatory year of Romanian language, they will follow university also in Romania. Da. Mulțumim mult, doamna profesoară, că sunteți alături de noi și, bineînțeles, de ambasadorul lor. Sigur, cu tot dragul, mulțumim. Îl invit lângă noi pe publicistul și scriitorul Nicolae Badiu, the journalist, writer as well, very famous, Nicolae Badiu. Eu sunt... Am avut șansa să cunosc Marrakesh în special. I had the chance to know Marrakesh, especially Marrakesh. Și nu oricum, printr-un drive test cu prima serie de Duster. Through a drive test with the first series of Duster. Ocazie cu care am fost fascinat de nisipuri. On this occasion I was fascinated by the sands of Morocco. Dar mai ales de căldura marocanilor. But also of the warmth of Morocco people. Vorbitori de limba franceză, niște suflete absolut remarcabile. French language speakers, remarkable souls also. Ca jurnalist auto, printre altele, as auto journalist, am de făcut o remarcă, puțin știu probabil din sală, an observation, less people from here, dar excelența sa știe și îl provoc cu ocazia but, asta. I hope that your excellency know and I challenge you on this occasion, challenge. Piteștiu, respectiv Mioveni, Pitești, Mioveni, este provocat de către Tanger și invers, Tanger, sunt două locuri opposite, care se provoacă reciproc pentru competitivitate. There are two places that are provoking, challenging each other for by competition by Renault Group. Suntem pe cât de în concurență, pe atât de în frăție, ceea ce e lucru extraordinar. We are in concurrency and also in twinning partnership. Excelența sa știe exact despre ce vorbesc. Extraordinary, and you know very well. Of course. Yes, definitely yes. Desigur că știa. Succes. Best of luck. Thank you so much and now I let your excellency to start the dialogue with Ahmed and with our specialist in Islamic space Laura El Bokiadi on this topic. Jerusalem, the cradle of religions. Ahlan wa sahlan sa'at as-safir. Bun venit, domnul ambasador. Mulțumesc. Alături de noi este o colegă care a venit special pentru dumneavoastră de la orașul Iași. Here with us our colleague, she came especially from Iași. Cultura și spirituală a României. She is a representative of Romania culture and spirituality. Doamna Laura este doctor și specialist în spațiul islamic. Lady Laura El Bokiadi is a PhD and specialist in Islamic space. Și spun colegilor de din sală că noi, din ce în ce, echipa noastră face cei mai mari. And I can emphasize that our team become bigger and bigger, in quality, not only in quantity. In Iași, în Timișoara, în Constanța. We have partners in Iași, Timișoara, Constanța. Ceea ce înseamnă de a face bine. That means to do well. To e binecuvântarea de la Dumnezeu. We have the blessing from God. Pentru asta noi spunem domnul ambasador bun venit încă o dată. For that, welcome again. Vă suntem alături dumneavoastră. We are beside you. Alături de țara dumneavoastră. Beside your country. Avem cultura comună. We have a common culture. Și astăzi am descoperit că avem în Tanger o mare fabrică Dacia. And now I learned, Ahmed say, I learned that we have in Tanger a big company,
that is twinned with Dacia. Data trecută v-am surprins că Alexandru Mironov. Last time I surprised you that Alexandru Mironov, a great scientist of Romania. Marele om de știință a României. Da. A participat la reforma învățământului din Maroc. Participated of the education reform in Morocco. Ceea ce înseamnă că trăim într-o lume așa de mică. That means that we live in a very small world. Rolul nostru să căutăm ce este în comun între noi. Our role is to search what is common between each other. Ca urmare, noi astăzi am ales Ierusalimul, leganul religiilor. Today we chose this theme, this topic, Jerusalem, the cradle of religions. Știind că de la început că Marocul are importanță foarte mare pentru Maroc și marocan, Egiptul. Knowing that Morocco has a big importance for this. De-a lungul istoria, along the history, mai ales că în Ierusalim există o boartă, să nu știu, boartă marocană. Especially in Jerusalem there is a gate named the Morocco Gate. District. Deci nu este poartă, ci este un district, da, da. Un cartier. Ca urmare, așteptam de la dumneavoastră să ne spuneți tot ce am zis de la început. Therefore, we are waiting for your answers. De ce regele Marocul este președintele Comitetul Ierusalim? Why the King of Morocco is the president of the Committee of Jerusalem, Al-Quds în arabă? Ce legătură în istoria are Marocul cu Ierusalim? What is the historical connection between Morocco and Jerusalem? Mai ales că Ierusalimul a fost eliberat de Salah ad-Din. Especially Jerusalem was liberated by Salah ad-Din. De sub ocupația crociadei de atunci, regele... Under the occupation of the Crusades. Regele Richard Inimalului. At that time, Richard Lionheart. Știind că a fost participarea importanța a cavalerilor marocan. Participated and knows the importance of the knights of Morocco kingdom. Cei din sala plus echipa noastră și oameni care ne audă în Argeș online, as well as the people who will listen to our debate, prin mijloace de informare a Centrului Cultural Pitești, through our media, așteaptă de la dumneavoastră să ne spuneți răspunsul la tot ce am vorbit cu dumneavoastră. Are waiting for your answers. Vă rog. Mulțumesc. First of all, good afternoon, good evening, everybody. I'm always happy to be here. Sunt bucuros că mă aflu aici. And I have to thank again Dr. Ahmed Jaber for his welcome, his always welcoming words. Și mulțumesc lui Ahmed pentru această primire și pentru aceste cuvinte. Let me pay a special tribute to those who took the floor before me. De asemenea, vă mulțumesc tuturor că m-ați așteptat. In thanking them for the very nice words they pronounced as far as Morocco is concerned, I forget my modest and humble person. Și le mulțumesc tuturor celor care au vorbit frumos despre Maroc. And uite, eu sunt o persoană modestă. Da. And I'm very impressed to deliver these few words in front with an eminent PhD. Laura from Iași, Iași, a beautiful city. De asemenea, sunt impresionat de cuvintele frumoase din partea Laurei care a venit de la Iași. And Iași is a city that hosts a hundred of Moroccan students. Și Iașiul este orașul care găzduiește peste 100 de studenți marocani. And I had the privilege to visit the university twice. Și am avut privilegiul să vizitez Universitatea din Iași de două ori. Well, I didn't discuss the proposal of Dr. Ahmed Jaber when he put this title for the conference. N-am discutat, n-am pus la îndoială propunerea lui Ahmed Jaber pentru această conferință. And I know it's a very, very sensitive issue. Și știu că este o problemă foarte, foarte sensibilă. It never had been so sensitive as it is now. N-a fost niciodată mai sensibilă, mai delicată ca acum. Particularly after the drama of Gaza. Mai ales după drama din Gaza. Because Gaza, of course, is suffering big time. Pentru că Gaza suferă de mult timp. But the West Bank is suffering exactly the same. Dar la fel suferă și Cisjordania. And it repeats its history because Jerusalem se repetă istoria pentru că Ierusalimul alternated
alternat. Time of happiness, moderation, între tolerance, acceptance of the other. Fericire, toleranță, acceptare. War, wars. Războaie, so many wars. Atâtea războaie. Dictated by religion. Dictate de religie. Legitimate, I should say. Particularly the kings in Europe, particularly the French kings. Mai ales din partea Franței. In their seek for legitimacy, they pentru că au căutat să legitimeze aceste războaie. They organized the crusades. You mentioned. De aceea s-au organizat acele cruciade ca să legitimeze cumva acele intervenții. You mentioned Richard Cœur de Lion, but it's not the only one. Ați menționat, îi spune lui Ahmed, regele Richard Lois, de Leu, dar nu este singurul. Etc. Care a intervenit acolo. When we deal with Jerusalem, it is the most când vorbim despre Ierusalim, fantastic city in the world. Este cel mai fantastic oraș din lume. It was the domain of the most complicated relations and the most intense relations. Este zona celor mai complicate și intense relații, conflicte, tensiuni. Between the sons of Abraham. Între fiii lui Abraham. And we are all brothers, by the way. If we look at the books, ne uităm, the sacred books. Ne uităm la cărți, la cărțile sfinte. If you read the Quran, the Bible, the Pentateuch. Dacă citiți Coranul, Biblia and what else? You'll see the same names of prophets. Găsiți aceleași nume de profeți. The same legends. Asemenea, aceleași religii. With some exception. Cu anumite excepții. One is the Immaculate Conception that superas. One is what? It's Immaculate Conception. Concepția imaculată. Because for Muslims, pentru că pentru musulmani, God, which is the same God, by the way, Dumnezeu care este același pentru toți, he cannot be a human being. He cannot engender. Nu poate fi o ființă umană. Lem yelid ve lem yulad. He was not born. He will never give life. Nu a fost născut, nu are început și sfârșit. And because of that, it's for us a miracle. Pentru noi este un miracol. Since the king blue in the bench of Mary, and the miracle came, and Jesus came, and for us it's a prophet. It's our prophet. Cum a venit și Isus ca profet, este considerat de musulmani profet, este te văzut drept profet. And in our prayers, five times a day, în rugăciunile noastre pe care le facem de 5 ori pe zi, we pray for the three, Mohammed, Ibrahim, Moise. Ne rugăm pentru toți trei, Moise, Mohammed, Moise, Moise and Jesus. Și Isus. So, we were dealing with a land of peace, really, for more time, more periods than land of war. Jerusalem, including Palestine. Palestine was Ierusalimul, the home of care include tolerance. Palestina, Palestina care este casa toleranței. Ierusalim era considerat un oraș al păcii. Palestina was a wonderful mixture of Jews, Muslims, Christians. Still, Palestina este un mix minunat de creștini, evrei și musulmani. Yes. Till now, până acum, we have Christian Palestinians. Și acum avem palestinieni creștini. They are here in Romania. They are doctors. Sunt aici în România, sunt doctors. Of course, when they look at their name, you don't identify them as Christians. Dacă ne uităm la nume, nu știm care sunt creștini. And many that came from Gaza that live here. Și mulți palestinieni creștini au venit din Gaza și locuiesc în România. Are Christians. Sunt creștini. But we don't, I don't feel a difference. Dar nu simt diferența. My brothers, I live with them. Sunt frații in mei, Bucharest, trăiesc cu ei în București. I never ask if he is Muslim or Christian. Nu întreb niciodată dacă sunt creștin sau musulman. And that's the way it was in the whole land of Palestine. Și așa era în tot ținutul Palestinei. I will be very fast because the history of Jerusalem is so complicated. Istoria Ierusalimului este foarte complicată, voi fi mai sintetic. We'll need many conferences. Avem nevoie de multe conferințe. And I'm not sure we'll exhaust it. Și nu sunt sigur dacă le vom epuiza. Regarding Morocco, our referitor la Maroc. Main historical proven relations with Jerusalem
ce spun evidențele noastre istorice despre Ierusalim. Came to the tenth century. Sunt din secolul al X-lea. Da. And you mentioned Hayy al-Maghariba or Bab al-Maghariba. It was built in the 12th century. S-a menționat aici de orașul Mariba, care a fost construit în secolul al XII. In 1150. Yes. 1150. And the Moroccan famous Berber knight, cavalier. Faimoșii berberi marocani erau considerați adevărați soldați. After having experienced soldații albaștri, blue soldiers, blue knights, yes. This is the south. Yes, that we have some, but they are from the north. Cei din nord, da. They are coming in a mixture of vandals. Era un mix de vandali. Autochton, because when we say vandals in Arabic, Andalus. În arabă, Andalus. Andalusia is the kingdom of vandals. Și Andalusia este regatul vandalilor. So when we, of course, invaded, occupied Spain for 800 years. Ei au ocupat Spania de 800 de ani. Vandalii au făcut Andalusia. It gives a huge result. It's a huge expertise, military expertise, agronomic expertise. Există expertize militare. That we promoted and developed there. Că am promovat. Morocco was more developed than Europe at that time. Maroc era mult mai dezvoltat la vremea aceea decât Europa. The Renaissance is mainly the result of our job. Renașterea este în principal produsul muncii lor al Maroc. By translating the major cultural, religious, scientific references from the Greeks, the Latins and the Indian, the Hindus. We introduce the numbers from India. Noi am introdus, deci prin intermediul Marocului, au introdus cifrele din India. By our mathematician. Au preluat din celelalte culturi. By our mathematician. Prin matematicienii marocani. Mainly because they started calculating the astronomic. Ei au început să facă calcule astronomice. There is no way to do it without the zero. Și nu se putea face fără cifre, fără zero. It's very important. Asta e important. So, in building this, we were very active, both Moroccan Muslims and Moroccan Jews. Noi, marocanii, am fost foarte active, atât prin marocanii musulmani, cât și prin marocanii evrei. We were together there. Noi am fost împreună acolo. 900 years ago. Acum 900 de ani. And one of the major facts that I might rise here is the relationship between the monarchy and the religions, because aș vrea să vorbesc despre conexiunea dintre monarhie și religii. Morocco is one of the oldest, if not the oldest, central state in the Mediterranean. Marocul este unul dintre cele mai vechi, dacă nu cel mai vechi, unul dintre cele mai vechi state militare. No, nu militare, state. Primele state. Of course, monarchies were different for mainly, but it's the continuity of the nation. And the dimensions, geographical dimension changed. Dimensiunile geografice s-au schimbat de-a lungul timpului. During the Marinid monarchy, Morocco extends from Pyrenees. Marocul s-a extins din Pirinei to Nigeria, Cano. Către Nigeria. And from the Atlantic Ocean și de la Oceanul to the Nile. Către Nil. Yes. Fluviul Nil. Yes. We had even before Islam a monarchy in Aveam Egypt. Chiar înainte de venirea Islamului o monarhie in Egypt. În Egipt. That is originated from Morocco. And care she a Berber. Este totally originară Berber. Din Maroc. People didn't know that, but we know that very well. Then if you take this into account, the king has a status, a special status. Trebuie să ne gândim că regii aveau statutul lor. He is the commander of the faithfuls. The force. Era comandantul forțelor religii. Deci era și comandant religios. Faith. He has the duty to protect Jews. Deci regele era și lider religios și avea datoria să protejeze Jews, Christians, and evrei, Muslims. Creștini, musulmani.
That's why Morocco is like it was in Palestine. It is still the land of free religion. De aceea Marocul e prezent în Palestina, pentru că este considerat ca o țară, un ținut al religiilor libere. You find churches in Palestine, in Jerusalem, of course. Găsiți biserici în Palestina ca și în Ierusalim. They were destroyed, some of them recently, by the way. Unele au fost distruse recent. But you'll find also churches, Orthodox, Catholic, Protestants in Casablanca, Rabat, Tangi, Fez. Biserici ortodoxe, catolice, protestante în Casablanca, Rabat. And of course, synagogues. Și sinagogi. We have, for example, in Fez, one of the oldest synagogue in North Africa. De exemplu, în orașul Fez din Maroc avem una dintre cele mai vechi sinagogi din Africa. Synagogue Fez, yeah, is 300 years old. 1300 de ani. 1300 years. Yes, and okay. Still working. Și e încă funcțională. And this status allowed a very big negotiation between the Franciscans and the kingdom. Și acest statut le conferea regilor posibilitatea să medieze. This agreement with the Franciscans is dated 820 years. Avea un acord cu franciscanii care va, for how long with Franciscans? 820 years, the first agreement. De primul acord cu franciscanii a fost acum 820 de ani. Until now it is a protected, let's say, tribe, confrerie, name it. Și până acum este protejat de acea confrerie. Their monasteries are still there, they are protected. Acolo sunt protejate mănăstirile. And they had a very important social activity since 200 years ago. Care au o activitate socială foarte importantă. In education. În educație. And health. Și în sănătate. But what is important is. Dar ce e important? When Francesco was in Jerusalem, to free Jerusalem and defeated among others and defeated like the monarchy from France at that time. Și a fost învins, da. He was captured by Salahaddin. A fost capturat de Salahaddin. He was condemned to death. Condamnat la moarte. And the mediation of the Moroccans, both Jews intervenția and Muslims in Jerusalem from Hayy al-Maghariba. Cu intervenția by the kings, yes? No, by the families that were living in Jerusalem. Cu intervenția familiilor care locuiesc în Ierusalim. And obtained from Salahaddin to liberate Francesco. L-au eliberat pe Francesco. Yes. I'm not sure I understand all this. No, Francisco, the Franciscans, you know. Franciscans, okay. Yeah, the Franciscans. Yes. Pe franciscani. Yes. The founder, deci, of the church. Întemeitorul franciscanilor, Francesco. Se chema Francesco. Tavai, the actual pope, has chosen Francesco. Uh-huh. Yes. Ah, și papa actual se cheamă Papa Francis, da, Francesco. So we maintained this relationship. And it was so intimate with the Palestinian people because am avut relații foarte apropiate cu palestinienii. If you look at the demographic factor, dacă vă uitați la factorul demografic in Palestine, în Palestina, you'll find that those real authentic population, original population, găsiți populația autentică, are Palestinians. Sunt palestinieni. Yes, 80% are Semite, are from this region. 80% sunt palestinieni. If you compare Israel, for example, 18% only are Semite, are coming from this land. În Israel, dacă ne uităm, doar 18% din populație vin. The 82% have nothing to do genetically with this land. Restul nu au de a face genetic cu populația autohtonă. No relationship. They came from North Europe, au venit din nordul mainly, Europei. Mainly, and explained many problems we have now. This long process, acest proces lung, made easy for King Hassan II, for example, peace care on a fost his, facilitat de regele Hassan, peace on his soul, to be a big mediator. A fost un mare mediator for peace. Pentru pace. It started with Egypt and Israel, and we played a very important role. A început cu Egipt și Israel, unde a jucat un rol important. With the help of, I'm sorry to say it, but with the president of Romania, Ceaușescu.
Trebuie să o spun și cu președintele României, who hosted many meetings for one reason. Care a găzduit multe întâlniri. For one reason, if you look at the map, dacă vă uitați pe hartă, of the Israel demography, la demografia Israelului, you'll find more or less 1 million Moldovan Romanian, almost 1 million. Vedeți un milion de moldovi, Moldova în România? Moldova România, yes. Un milion de moldoveni. Moldoveni în România. We consider them all as Dacia, so it's. Yeah, speak limba română. And you'll have the Moroccans, originated Jew, now we estimate them at 900,000. Estimăm la 900,000, la 900 de mii. Yes, and as a Jew, they are treated as a normal citizen in Morocco by the constitution. Prin constituție în Marocco, evreii sunt considerați cetățeni obișnuiți. Any Jew originated from Morocco, orice evreu originar din Maroc, born from a Moroccan mother, născut din mamă marocană, can ask for a passport. Poate cere pașaport. Yes. And this explains the relationship we have with Israel, how we are a big player, to the limit that in the first summit of the Islamic conference, deci Marocul a fost un jucător important în King Hassan, Hassan was designated a fost desemnat president, as Mr. Ahmed Jaber said, președintele, așa cum spunea Ahmed Comité Jaber, Al-Quds, Jerusalem Committee. Comitetului pentru Ierusalim. This committee is frozen. Acest comitet este înghețat. Because of the problems we have between în contextul problemelor pe care Muslim leaders. I will not go into big details. Nu mergem să discutăm această situație. We created with the Islamic countries the fund for Jerusalem. Țările islamice au înființat un fond Arabic, pentru Ierusalim. In Arabic is Beit al-Mal al-Quds, the fund of al-Quds. And it is still working. Care încă e funcțional. Since October it's very difficult to work. It's dar really. Din octombrie este foarte dificil. Because we can take care of students in Jerusalem. Noi avem grijă de studenții din Ierusalim. We give legal assistance to families. Le acordăm asistență legală. That are under threat. Care for, sunt sub amenințare. Of expulsion, illegal expulsion. Care sunt amenințați de expulzare ilegală. Illegal so expulsion. The fund is really helping the families to defend, to present the cases. Și le asigurăm asistență. In front of the Israeli justice. So This process was very efficient, really. Acest proces a fost foarte eficient. It's not surrounded with big publicity and advertising. Nu a făcut foarte multă publicitate în jurul acestei. Because we touched and we are touching still the protection of the identity of Palestinian Jerusalem. Pentru că ne ocupăm de protecția identității palestinienilor din Ierusalim. And this job is undertaken in total cooperation with the Vatican. Și această muncă este în colaborare totală cu Vaticanul. Because we have the same goal. Pentru că avem același scop. Avoid that Jerusalem. Să evităm ca Ierusalimul. Being in a process of losing its historical spirituality and legitimacy. Să ajute Ierusalimul în acest proces de legitimare spirituală. Dacă îmi permite, domnul ambasador, intervenția pentru a clarifica anumite lucruri. Chiar te rugăm să impune. Eu am înțeles că este complicat să intre în amănuntele ceea ce amenință Ierusalimul în ziua de astăzi. Pentru a depăși această explicație care este greu să explice datorită sensibilității conflictului din Orientul Mijlociu, puteți explica dacă vreți? Înțelegeți? Ok. Eu înțeleg că ce a spus domnul ambasador. I understand what His Excellency told us. Că Ierusalimul, that Jerusalem, este amenințată identitatea lui. Is threatened to its identity. Reală. Real identity. Din punct de vedere cultural. From cultural point of view. Și spiritual. Spiritual as well. Fiind de-a lungă istoria.
being along the history. A fost lagărul religiilor. It was the cradle of religions. Lagărul toleranța, o cavaloare dată de Dumnezeu. Cradle of the tolerance as value given by God. Acum este amenințată de a schimba această identitate. Now it's threatened to change its identity. De a fi într-o echilibru între cultura și spiritualitate. To be threatened to stay the balance between spirituality, între spiritualitate și cultura. Spirituality and culture. Și în acest timp, pentru a rămâne în acest echilibru extraordinar. And in the same time, in order to remain in this extraordinary balance. Și formidabil, de-a lungă istorie. Along the history. Este necesar. It is necessary. Aici vreau să punctez. Here I want to emphasize. Dânsul a referit la perioada eliberării Ierusalimului de sub crucea. His Excellency talk about the freedom, the liberation of Jerusalem from the Crusades. From the Crusades. Da. Și atunci când a venit marele Salahuddin. And when the great Salahuddin came. Cu participarea substanțială a cavalerilor din Maroc. With participates with the participation of knights of Morocco. Mesajul lui Salahuddin care. The message of Salahuddin. Atunci după ce a fost distrusă Ierusalim de către. After Jerusalem was destroyed. De către armata lui Richard Inimalului. By the army of King Richard Lionheart. Având 170.000 de soldați atunci. Having 170.000 soldiers at that time. Care a fost capturat de către armata lui Salahuddin. That was captured by the army of Salahuddin. Și cavalerii din Maroc. And the knights of Morocco. După ce a fost rănit Richard Inimalului. After King Richard Lionheart was injured. I-a fost acordat tratamentul cuvenit. He got the treatment, the good correct treatment. După ce s-a înotușit, after he recovered, l-a chemat Salahuddin, marele Salahuddin. The great Salahuddin called him. Și a spus and told him, sunteți acum însănătoșit și sunteți liber împreună cu armata ta, de unde ai venit, you are well and you and your army are free. Richard atunci i-a spus, o Salahule, ce am făcut eu și dumneata, mi spune să plec eu cu armata mea și mulțumesc pentru what tot. I did to you and you in exchange you tell me go healthy and with your cum army. Cum puteți face că mi se mai eliberat împreună cu armata lui? I-a spus, du-te unde ai venit, așa este credința mea. He said, this is my faith. Asta am înțeles de la domnul ambasador. This is what I understand from you. Întrebarea mea retorică. My rhetoric question to you. Cum putem? How we can păstra, keep acest mesaj al lui Salahuddin? The message of Salahuddin. Un loc de război. In exchange of instead of war. Să punem pace care are la bază credința. To put peace that has at the basis the faith. Și mai ales că dânsul a vrut să vreau o clarificare, a spus, de, eu am zis de la început, boarta marocană, dar nu este I want cartier. To clarify, I said in the first time the Morocco in gate. În Ierusalim există cartierul. His Excellency corrected us, it's not a gate, it's a district. Cartierul marocanelor. It's the district of Morocco. Vă las să ne explicat. Now I let you explain more about this. Pentru că noi nu ne interesează războaie. Because we are not interested in wars. Știm că e greu să faci pace, dar trebuie să luptăm pentru pace. We know it's difficult to make peace. Domnul ambasador, scuzați-mă dacă am lungit puțin așa discuții. Dar am vrut să clarific anumite lucruri. I just wanted to clarify. Yes, very important question, of course. We are all in this room peace lovers. Cu toții de aici suntem iubitori de pace. And we are all powerless. Și cu toții nu avem putere. Suntem lipsiți de putere. Of what is happening these months, but since în fața a ceea ce se întâmplă în aceste luni. Since I should say the beginning of the last century. Dar chiar de la începutul secolului trecut. If we look at the process that gave us the actual situation. Dacă ne uităm la procesul care ne-a dat astăzi actuala situație. All the political and diplomatic facts toți factorii politici și diplomatici promoted
implemented au promovat și implementat by the French colonialism and the British prin colonialism. Prin coloniștii britanici și francezi. Particularly the Britannic one. Mai ales prin cei britanici. Was illegal. The Balfour Declaration illegal. Was illegal. What was? The Balfour, Balfour Declaration that created the Marshall Plan was illegal. Everything is illegal. Și totul a fost ilegal. And if we take the relationship between the main players, dacă luăm declarația marilor jucători, with international legality, cu legea internațională, you'll find that we have the nice boys. Vedeți că sunt cuvinte frumoase acolo. Respecting every inch of the international law. Care respectă fiecare paragraf din legea internațională. And the bad boy who never băiatul rău care never respected one decision since 1948. Care niciodată n-a respectat nicio decizie din 1948. If we take only Security Council, we are dealing with more dacă than ne uităm la 2,000 resolutions. Care a avut peste 2000 de rezoluții. Never implemented. Niciodată nu s-a implementat niciun. First of all, we have to get rid of, I don't know how, but we have to get rid of trebuie those să scăpăm de who use religion for political purposes. Să mai, în primul rând, să folosim religia în scopuri politice. Both sides. De ambele părți. Israel and in Palestine. Și în Israel și în Palestina. We have to get rid of this, get rid of those Palestinians. Trebuie să scăpăm de aceste ideologii. That are using religion in a radical way. De a folosi religia într-un mod radical. And they divided Palestine into two now. Și care divide pe palestinieni. It's a pity. Este păcat. Now the problem we have if we think at the after Gaza. Trebuie să ne gândim după Gaza. We need players for peace. Avem nevoie de jucători pentru pace. We need a government in Israel able to make peace. Avem nevoie de un guvern în Israel capabil să facă pacea. Renouncing to exterminate the concept of Palestine. Care să renunțe la exterminarea palestinienilor. And we need a new government, new authority in Palestine. Și avem nevoie de o nouă autoritate, un nou guvern în Palestina. That can unite all the Palestinians. Care să îi unească pe toți palestinienii. And this way we can lead, pave the way for peace construction, which is pe care putem ajuta la reconstrucția apoi. Which is and will be a very long process. Care va fi un proces foarte lung. The damages to the collective conscience are so big, so we need work, major work on memory, on sishism, trebuie lucrat psychology. La schimbarea mentalităților. Yes, both sides. De ambele părți. That's it. Mulțumesc, domnul ambasador, pentru răspuns. Dar vreau să punctez ceva pentru cei din sală. Dânsul când a spus că de Ierusalim, de schimbarea identității, de nu poate să fie de religie în favoarea cealaltă și n-a intrat în amănunte, pentru că legea internațională releva un fapt foarte important, că nu recunoaște dreptul istoric, nici dreptul religios. The international law does not recognize the historical right and the religious rights. Recunoaște dreptul concret la ce it există. It recognizes the concrete right of what exists. Care sunt, au fost și vor fi în acest milagur unde au fost din tată în fiu. Așa de ce? Pentru că dacă ar recunoaște dreptul istoric și religios pentru o nație în defavoarea cealaltă, pentru religia în defavoarea cealaltă, if they recognize the historical or religious right for one or another nation, ar însemna un precedent periculos. Should be a historical dangerous effect. Aș veni eu sub semnatul Jaber sau domnul ambasador sau Carmen sau doamna Laura sau oricine dintre dumneavoastră în casa altuia să spuneți, ai ieșit afară, asta a fost casa mea acum 20 de ani. That means me or you or another from one to come to you and to say now many years ago. Asta am vrut să vă explic. Având o colegă care a venit chiar de la
capitala României spirituală și culturală de la Iași, colega noastră care este face parte din echipa noastră, îi las domnul ambasador numele doamna doctor Laura Farouk. I let Laura Bochea, the specialist in Islamic space. You were our master. Okay. Thank you. When I heard that you'll have such a special guest, His Excellency, the Ambassador of Morocco, I was so delighted, and I was one honored to come to meet him in person, because I have a very special relation with Morocco country. I had the chance to visit it a couple of times. And I was really, really impressed by the Moroccan people's warmth and hospitality. And I consider Morocco like my second home. Every time I go there, I feel very eased and very, very comfortable. Îi spuneam excelenței sale că este, mă simt onorată să-l cunosc în persoană și faptul că consider Marocul ca a doua mea casă, am avut ocazia să-l vizitez de câteva ori și m-am bucurat și am rămas impresionată de ospitalitatea și căldura poporului marocan. Pe lângă cultura și tradițiile acestuia care pur și simplu m-au impresionat. De asemenea, I know very well you have an important Jewish community because the topic of today is Jerusalem. I know most of them repatriated after 1948. And it was an important cultural exchange between Muslims and Jewish. I was listening to Jewish, Moroccan Jewish songs and cultural wedding traditions. They borrow exactly. They are the same like Moroccan. Yeah, the same, absolutely the same. Urmăresc cu foarte mult interes tradițiile evreilor marocani, care sunt foarte asemănătoare, dar chiar identice cu cele ale musulmanilor marocani. I would like to ask you, how are they perceived, Jewish community nowadays, by the Muslim communities? Nowadays, yeah. Thank you. L-am întrebat pe domnul ambasador cum sunt văzuți evreii marocani astăzi de comunitatea musulmană, cum sunt ei percepuți? Well, first of all, there is a framework, historical framework. Este un context istoric. We, to give you an indication, just one, the oldest Jewish cemetery that cel mai vechi cimitir evreiesc din Maroc, that was in my constituency as a parliamentary, was 2500 years old. A fost de 2500 de ani, are o vechime de 2500 de ani. It's there intact. Care este intact. If you go to Fez, dacă mergi la Fez, you mare see oraș, the incredible Jewish cemetery of Fez. În incredibilul cimitir evreiesc din Fez. You will be impressed of a clean space, wonderful space. Vei fi impresionat, veți fi impresionat de locul acela cât este de curat. And you'll find tombs that remains to 800. Și veți găsi morminte care datează de acum 800 de ani. To the limit that the Moroccan Jewish community has promoted the program of restoration of all the cemeteries and, let's say, cultural buildings and. Comunitatea evrească din Maroc are un program de prezervare a cimitirelor marocane. The president of the community was my successor when I left the Ministry of Tourism. Președintele comunității evreiești din Maroc a fost succesorul meu când am plecat din turism. And one of the major adviser of the king. Și unul dintre cei mai importanți consilieri ai regelui Maroc. Is a Jew, Andrei Azoulay. Este evreu.
a man of peace. He created un om al păcii. In association in 1969. A creat în 1969 asociație. Identity and Dialogue, where we always member, was member too. Identitate și dialog. Where we were gathering around Palestinians, Israelians. Acolo se adună palestinieni, israelieni. Other Arabs and French, etc. Arab, francezi și așa mai departe. It was so revolutionary. Este chiar revoluționar. That many of Palestinian members. Că mulți membri palestinieni. Were eliminated, assassinated. A fost asasinați, eliminați. And I give some names to Dr. Ahmed, one very close friend, Isam Sartawi. He was killed. He was our member. Unul dintre ei a dat numele. Because he is preaching with other Jew the peace process. Pentru că alături de alți. Before Oslo, before. Susținau acordurile de pace înainte de acordul de la Oslo. Andrei Azoulay is that man. And nobody look at him as a Jew. Nici nimeni nu-l privea ca pe evreu. In the preambula of our constitution. În preambulul constituției noastre. After debates that lasted 100 years more or less. După dezbateri care au durat mai mult sau mai puțin de 100 de ani. When we tried to draft our first constitution in 1906. Când am încercat să controlăm prima noastră constituție în 1906. We failed on the definition of our identity. Am căzut la găsirea, la definirea identității noastre. Are we Berbers or Arabs? Because the dominating population is Amazigh, is Berber. Suntem berberi sau arabi pentru că populația majoritară este berberă sau amazig. How to deal with Jewish minority at that time? Ce facem cu minoritatea evrească? There were 400,000. Care erau de. So the debate was closed with no resolution. Și n-am mai găsit nicio rezoluție, am închis dezbaterea. When the new constitution was redrafted because it was the 11th constitution in our history. Avem până acum 11 constituții în after istoria noastră. After the so-called Arab Spring. După așa numita primăvară arabă. The committee that drafts the constitution made of all the components of Moroccan society. Constituția noastră spunea că populația este formată din toate componentele societății marocane. Decided not to choose an identity. S-a decis să nu alegem nicio identitate. And in the preambula it is written Morocco is. În preambulul constituției se scrie că Islamic, Arabic, Amazigh, Mediterranean, Arab, African. Amazigh, Mediteranean, African. It's exactly like this. With Jewish roots, it's in the constitution with Jewish roots and African roots. Cu rădăcini evreiești și africane. I think this is the best message. Cred că este cel of tolerance and peace. De pace și toleranță. We should not choose an identity because there is no identity. Nu are nicio identitate. Identity, if we are all from Adam and Eve. We are all from brothers and sisters, so we should not have identity. What does it Adam mean? Adam și Eva suntem toți frați, așa că n-ar trebui să găsim o identitate. If I say to a Romanian that in his blood there is some Berber blood. Dacă le-aș spune românilor că au sânge berber. Because it's true. Pentru că e adevărat. When Adrian came. Where? Adrian, imperator. Adrian. Ah, împăratul Adrian. When he came, the main soldiers came from the Mauritania Tangitana. Mauritania Tangitana, which is Morocco. Soldații lui Adrian erau din Mauritania și Mauritania and? Tangitana. The Morocco was called under the Romanian Empire. Tangitana. Roman, la Rome Tangitana. Ah, la Rome, Roma Tangitana. Se spunea Tangitania. The extreme south border. We learned so many things from you, Your Excellency. The extreme border. Of the empire, Roman Empire is in Rabat. Limes. Granița Limesul, granița extremă a Imperiului Roman este în Rabat, capitala Marocului. If you go to Rabat, you'll see the Limes. It is still there. Dacă te duci în Rabat, capitala Marocului, vezi Limesul, adică granița. So these guys that came from Morocco, they were transported to the Baleares where Adrian left and he came to Romania. To Romania. And built this wonderful another contribution to the beautiful patchwork of Romania. Because we are together the same. We are patchwork. When I see what is a Moroccan, I don't know.
because we received Visigu. Prin urmare, despre Maroc ce să spun, nu pot să spun de o identitate, că noi am primit vizigoți, ostrogoți. Cozacs. Cozac. Kazaks. 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 It's a mixture. Este un mix. As all the world is. Așa cum este toată lumea. So, I prefer to mention that. Prefer să menționez acest lucru. I think I'm very humble. I'm not imposing any model. But for the peace in Middle East. Nu vreau să impun nimic, dar pacea în Orientul Mijlociu. Morocco is the model. Și Maroc este unul dintre statele moderne din Orientul Mijlociu. To add one example. Să adaug un alt exemplu. In our justice system. În sistemul de justiție al nostru. There is a special department for the Jews. Este un departament special pentru Jews, for evrei? Yes, for evrei. To apply the rules they have for. Pentru a aplica regulile lor. For heredity, for marriage, for matrimony, etc. Pentru a aplica regulile lor specifice. And they have Jews that are judges till now. Și avem și acolo în Maroc încă și acum judecători evrei. From the first grade to the Supreme Court. De la primul nivel până la Curtea Supremă. Where we have a Jew, a nice guy, Ben Simon, judge at the unde este Supreme Court. Un judecător evreu la Curtea Supremă. Doesn't mean that we are not pushing and fighting for Palestine, no. Asta nu înseamnă că noi nu ne luptăm pentru cauza palestiniană. I can tell you, there is something we cannot touch, is the issue of Palestine in Morocco. Ceea ce nu putem atinge este problematica palestiniană marocană. I am a smoker, I was a big smoker. Sunt fumător. In every tobacco pack till now. În fiecare pachet de țigări până acum. There is a tax, Palestine tax. Este o taxă pentru Palestina. And it is paid to Palestine directly. Și se plătește direct Palestinei. And even if Israel from time to time is blocking it. Chiar dacă Israelul câteodată mai blochează. Recently, in June, they blocked it. They blocked money from. Recent s-au blocat. From other issues. We're not going into details. Nu mai vorbim. So that's the answer. That's the solution. Acesta e răspunsul. There is no difference at all. Now you go to Casablanca, you don't. Nu există diferențe. You don't identify a Muslim from a Jew. We are the same. Dacă te duci în Casablanca, alt oraș important al Marocului, la fel nu vezi diferențe. Thank you very much. Da, Florin Siliștanu, a journalist. And also manager of some private theater, right? Ești director. Vă mulțumesc și mulțumesc aici public doamnei Carmen Salut, pentru că noi nu suntem așa de prieteni, dar ce a făcut astăzi este extraordinar. Thank you for being us, and he's thanking to me because we are not so close friends, but he consider we did together something extraordinary. Nu știu ce ați visat azi noapte. I must tell you, first of all, he is a very uncomfortable journalist. Nu știu ce ați visat azi noapte, dar vreau să I don't know what you dream last night, but vreau să zâmbiți. But I want you to smile. Pe scurt, in short, 59 de zile am fost pe frontul din Iugoslavia. 59 days I was on the front, on the battlefield in ex-Yugoslavia. I know what is a bomb. După aceea, din aeroportul din after that, în Karachi, a fost o in airport of Karachi, Pakistan, n-am avut voie să mă mai întorc. I was not allowed to come back. I don't go more inside this story. Am locuit o vreme în Ierusalim. I lived for a while in Jerusalem. Vei spune ce nebun. You can say what a crazy man. În 85, nu știu cum. In 1985, I don't know how they chose me. Serviciul militar l-am făcut la antitero. But the military services, they sent me to antitero. Cele două department. Two questions, please. Cea mai gravă. The worst one. Dacă mâine. If tomorrow. Se întâmplă un dezastru mondial. A global disaster might happen. Inima dumneavoastră
Apropo, ca o acoladă, n-am văzut în Serbia în timpul războiului o listă rușinii. Your heart. Popor arab nu a fost acolo. By the way, in Serbia I did not see a list of shame. No Arab person was there in Serbia. As parenthesis. Cu cine vă împrieteniți mâine? Cu partea americană, cu partea rusă sau cu... Who you become friend tomorrow, with American, with Russia side or with me? If tomorrow become a global war. And there's a global war, I'll be friend of the peace, always. And I'll be the friend of my country. Și voi fi de partea țării mele. Because in my history, we faced so many wars. These, în istoria noastră am făcut față multor războaie. The main wars were inspired by religion. The first long list. Este o lungă listă de războaie care au avut la bază religia. Is the war between Isabella la Catolica and the kingdoms, the Moroccan kingdoms in Andalusia. În Andalusia între Isabella și regatele marocane. So 1492 happened what happened, exodus of Jewish, and Muslims to mainly Morocco, but also to Turkey, to Algeria, actual Algeria. At that time, Algeria doesn't exist. So can you repeat what happened in 1492? În 1492 s-a întâmplat, what happened exactly? It had many things happened. Happened the defeat of the Arab monarchies in Andalusia. A avut loc înfrângerea monarhiei arabe în Andalusia. And Christopher Columbus discovered America also. Și atunci s-a întâmplat când Cristofor Columb a descoperit America. Same year. În același an. But the defeat provoked the huge exodus. Dar înfrângerea a provocat un exod masiv, uriaș. For Jews and Muslims alike. For both Jews and Muslims. Yes. Pentru evrei și musulmani, deopotrivă. They found shelter mainly in Morocco, but also to the extreme east. Care au găsit adăpost atât în Maroc, dar și bătut. They went to the extreme east. Și în extremul orient. Very small minority in India. De aceea în India este o mică minoritate. Very significant minority in Jerusalem. În Ierusalim o minoritate, yes, semnificativă. Turkey. Turcia. A little bit in Iraq. Puțin în Irak. So this is the map in 1492 to 1498, including in Europe. Se întâmplă asta în 1492-1498, inclusiv în Europa. In Europe the situation is different. This exodus. În Europa situația era diferită. Acest exod is made by Jews. Este făcut de către evrei. Mainly in Italy. Mai ales în Italia. These Jews are Moroccan. Evrei marocani. Because I have to give you many details, explain why my choice is not for America or not for Russia. De aceea vă explic, nu aleg nici Rusia, nici America. So the first, you go with the poet, he's poet also. Me too, musician and poet. Și dânsul este muzician și poet. Yes. Tot om de cultură. The first university in the world is Fez, it's not Bologna. Prima universitate din lume este Fez, deci orașul din Maroc, not... Not Bologna, Bologna nu in Italy. Bologna din Italia, ci, of course we know. Deci nu Bologna din Italia, prima universitate din lume, ci cea din Fez. In that university, the teachers were Christians, Muslims and Jews. În acea universitate din Fez erau profesori atât musulmani, cât și creștini, cât și evrei. One of the famous philosopher, Maimonid. Maimonid. Unul dintre marii faimoși filozofi. Is what Fez. Is the name? Maimonid. Maimonide. Maimonid revolutioned the Hebrew, let's say, theology. A revoluționat teologia. And his disciples went to Italy mainly. Și discipolii săi au plecat în Italia cei mai mulți. And they freed mentally the ghetto of Roma. Și i-au educat pe cei de la Roma. And they established a very big community in Livorno and Venezia. Și au făcut mari comunități în Livorno și în Veneția. If you go to Livorno now. Dacă te duci acum în Livorno. Look at the names of street. Te duci la numele. You see Moroccan names. He said, I vezi numele marocane. Amazing. He wants to go to Morocco. Okay. He prefer Morocco. So
With this background, cu acest substrat, we never, never in my diplomatic career, I never have been instructed to cut relations with whatever big power, small power. Cu acest substrat pe care l-are fond, pe care l-are Marocco, niciodată nu a fost instruit să taie relațiile cu vreo națiune. We have a special relation with the United States. Because o relație specială cu națiunile cu Statele Unite. The first country that recognized America. By the King Mohammed bin Abdullah. Noi am fost prin regele nostru, am fost prima țară care am recunoscut America. 1776. And the special law was dictated by the king. O lege specială dată de rege. To officially recognize the American pavilion. Care recunoștea American pavilion, the flag. And you know, people are looking at us very strangely. Many times, I ask questions in public like this. Do you guess when Morocco opened its first embassy in Europe? Mi s-a pus de multe ori întrebarea când și-a deschis Marocul prima ambasadă în Europa. Who can answer? Cine poate să răspundă? The first embassy. Prima ambasadă. With ambassador, with everything. 1935. I'll tell you. The first ambassador to London. Primul ambasador în Londra. Who was, by the way, a pirate. A colonel pirat. Because at that time there was piracy. It was in 1577. 1577. Because I was closed. So this background will not allow us cu acest fond, cu acest substrat, to play any kind of alignment. Să ne aliniem de niciun fel. We have relationship with China, with Russia, with America. Avem relații cu China, of course, cu Rusia, cu number one is Europe, there is no doubt. But we'll never put ourselves in the hands of any power, dar big nu or ne small. Vom da niciodată de nicio putere, de partea niciunei puteri. Even if there is a huge crisis, I don't think nuclear war will be taking place. I don't think Europe is powerful enough to face any war. Nu cred că Europa este destul de puternică să facă față vreunui război. Literally, it doesn't exist. I don't think America nu există în realitate acest pericol. Is willing to open a new front. Și nu cred că Statele Unite sunt de acord să deschidă un nou front. And I recall to my wonderful public that never America won a war since the Second World War. Și vreau să vă spun, să vă reamintesc că America de la cel de-al doilea război mondial nu a câștigat niciun război niciunde. Not one. Nici măcar un război. One. Thank you. One last question. Uneori am impresia că sunt și eu un fel de arab mai mic. Sometimes I have the impression that I have a smaller Arab. Yes, because multe prietene, multe femei. Am mare respect pentru femei și s-a întâmplat uneori să pic rău. Because I respect a lot of I respect women a lot and sometimes I was in bad situation. Întrebarea mea este, my question is, dacă într-o zi poporul arab va fi condus de o femeie, if one day Arab people will have a woman leader, vă faceți mai buni și mai mulți prieteni în România? You'll make more friends in Romania. Mulțumesc foarte mult, excelență. Thank you, your excellency. Thank you. Well, I'm not adept of political feminism. Nu sunt adeptul politicilor feministe. Because as a politician, I faced a very big challenge. Pentru că am făcut față multor provocări în sensul acesta. It was when we changed the constitution. Era când am schimbat constituția. We want to give equal
rights. Vrem să dăm drepturi egale to women. Femei. And have parity in the parliament. Și să existe paritate în parlament. We tried the first time democratically. But the problem, the big problem, women are not voting for women. Dar problema este că femeile nu votează alte femei. And in Romania it's worse. I know very well your politics. Și în România e chiar mai rău, că vă cunosc politica. You don't vote women. So where... Make joke. I understand. No need to translate. I understand, of course. So the problem having a leader as a woman is not for me a big revolution. Nu mi se pare o mare revoluție, o mare reformă. It's kind of moda. Este un fel de modă. Because the sincerity of our respect to the woman liberty is not very high. Pentru că în mod sincer respectul pentru femeie nu este foarte, is not very high. I say it bluntly, yes. We still have a lot to do as a society. Noi ca societate trebuie să lucrăm foarte mult. In Romania, in France, in Italy. În România, Franța, Italia. Even if we have more openness, chiar dacă avem mai more freedom, LGBT, etc. Mai multă libertate LGBT și așa mai departe. Machism is still very strong. Masculinitatea este foarte puternică. The religions, machismul. Because the religions, monotheist religions. Religiile monoteiste. Are very different from that point of view. Sunt foarte diferite din acel punct de vedere. The most advanced is Islam for the ladies. Cea mai avansată religie în această privință a drepturilor femeilor este considerat Islamul. But they have the same hardcore issues. Dar au aceleași probleme de bază. The relationship between men and women in the wedding. Relația dintre bărbat și femeie la nuntă. The same very strict rules. Sunt reguli foarte stricte. For mainly protecting the patrimony. Și mainly. Multe sunt protejate, sunt de patrimoniu. Because at that time you understand what it means. And two. Așa era odată, înțelegeți. Two religions didn't open the magister to ladies, to women during almost 2000 something years. Religiile de acum 2000 de ani. And it's where we start. Let's say making mistakes when the lady is not allowed to be a priest to be. Now things greșeala are changing. S-a făcut de la început când femeile nu erau acceptate să fie preotese. When the Orthodox, either Romania or Europe, will accept to have a big chief lady, then you will be a very happy man. Când ortodoxii vor accepta o femeie să-i conducă, atunci mai discutăm. And we in Morocco for the first time we have a ladies imam. Și pentru când vom avea pentru prima dată doamne imami. Yes, for the first time. But it took us 1400 years. I would also like to add to what Mr. said that Moroccan Amazigh had women rulers like Kahina or Dihia. In the ancient time, yes. Yeah. În legătură cu ceea ce spuneați dumneavoastră, vreau să mă bucur să vă cunosc. Marocanii berberi au avut în timpurile trecute străvechi lideri femei, una dintre cele mai importante fiind regina Dihia, or Kahina. Da. Deci o spune o specialistă în spațiul islamic. Pentru că doamna consilieră a domnului primar, Cristina Munteanu, este alături de noi, o invit să vină cu un mesaj în fața noastră, because Lady Councillor of our mayor, Lady Cristina Munteanu, she is also TV journalist, is with us. I invite her to welcome you. She come directly from a talk Bună show. Seara! Mă bucur foarte tare să vă revăd, excelența voastră. Nu sunt în calitate oficială, sau mi-ar fi plăcut să fiu în calitate I'm oficială. Not here as official. Am venit cu mare bucurie să vă întâlnesc ca un piteștean de rând și să vă ascult. I came here with great joy to welcome you and also to listen to you. Să am o seară frumoasă alături de cei care sunt
în această seară aici. To have a nice evening near our audience. În calitate oficială, sper că a ajuns colegul meu, pentru că eu am avut o emisiune, așa cum spune colega mea. As official was my colleague, Mr. Councillor Cristi Dumitru. He came as official because I have to host a talk show at TV. Și cu această ocazie profit, dacă îmi dă voie, și colega mea Carmen și Jaber, să vă invit și eu când veți veni, sper, în această primăvară, la Sinfonia Lalelelor. Please allow me to invite you one more time to be with us for the Tulip Symphony. Și la o emisiune de două ore, sau în emisiunea mea de două ore, unde vom avea, as well as în Antena 3. In my talk show, 2 hours talk show that I host, in Antena 3. My special guest in Antena 3. Here in County aici în Antena 3, în Argeș, Pitești, da. Argeș. Repet, nu vin în calitate oficială, prin urmare îmi face mare bucurie să vă ascult și desigur ce pot să spun despre Leagănul Civilizației, pentru că vorbim despre Maroc, abia aștept să vă am și eu invitat. V-am ascultat cu mare plăcere și vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea pe care ne-o dați din nou de a afla mai mult și mai multe despre spațiul pe care îl visăm cu toții, vă mărturisesc. Astăzi cei care știm și citim. She is very happy to know more about Morocco, more about our topic we discussed today. And also, I can say also on behalf of our municipality, we are looking forward for a twinning partnership. Yes. Și desigur, vă aștept atunci în calitate și în calitate oficială la Sinfonia Lalelelor și de ce nu la Zilele Piteștiului. Vă also, mulțumim. We are inviting you Tulip Symphony and the Days of Pitești Fest. Mulțumim, Cristina! Vreau să adaug la dumneavoastră un lucru. În cultura religioasă, a zis domnul ambasador mai devreme, conflictele care au avut războaie din toată, mai mult de-a lungul istoriei, au fost pe baza religioasă. Pentru că erau atunci să luptă unul împotriva altuia pe baza dogmele noastre care trebuie respectate. Dar de-a lungul istoria, prin Ierusalimul, am învățat că toleranța este o valoare prin credință. Doi, noi putem porta un dialog pe baza dogmele noastre care sunt date de Dumnezeu pentru creștini, musulmani și iudei, trebuie respectate, cunoscute, ca să știm modul de gândire, drumul nostru către Dumnezeu, fiecare cum l-a ales. Respectăm acest dogma, dar religia, credința adevărată, spune următorul că trebuie noi să avem un dialog, portăm un dialog pe baza culturii religioase. Culturi religioase care nu putem avea conflict, pentru că cultura religioasă e produsul nostru ca oameni. So the conclusion or the essence of our debate for today is that we should have a religious culture. Asta este cel mai important. Al doilea lucru, a doua dimensiune legată de femei, sunt mulți care au informații greșite despre lumea arabă, că femeia este izolată. Eu vă spun dumneavoastră, regarding women, the question of our journalist colleague, women in Islam. Da. Am să vă spun următorul lucru. În primul rând, rolul unei femei în credință, nu vorbesc de mine, de Ierusalim, am învățat noi că în credința noastră, egalitatea între femei și bărbați poate să fie niciodată egală decât prin un singur lucru. Cannot be always equal, only one thing. Egalitatea femei și bărbat atunci când femeia devine cu suflet de mamă și bărbatul se devine cu suflet de tată. Atunci poți să avea echilibru care să bucură familia și societatea care trăim, că familia sănătoasă înseamnă o societate sănătoasă. This is a healthy society. Cultura noastră religioasă ne-a învățat când este un conflict să nu fim împotriva rușilor, să nu împotriva izraelienilor, să nu fim împotriva americanilor, trebuie să fim împotriva războiului, trebuie să fim împotriva ocupației, trebuie să fim împotriva atrocităților, trebuie să fim împotriva genocidului, trebuie să fim împotriva desconsiderația umană, că noi suntem demni, bunul Dumnezeu ne-a dat demnitatea ca valoare. Vă mulțumesc. It's my conclusion. The three monotheisms
have one common cele trei religii monoteiste au în comun? Field, love. Dragostea, iubirea. This is the cement of the three religions. Acesta este liantul celor trei religii, iubirea. The second cement or a principle, a commandment is you never kill. Tu ne tueras pas. Al doilea principiu, să nu ucizi. And we say in Quran, if you kill one soul, în Coran spunem că dacă ucizi un suflet, you kill the whole humanity. Ucizi toată umanitatea. If you save one soul, iar you save the whole suflet, humanity. Salvezi toată umanitatea.